Ecclesiastul, Cartea Eclesiastul, absolut absurditate a absolut orice. Ne-am lans ne lansat vinerea trecută în această carte și sper că vă aduceți aminte câteva din lucrurile propuse. Aparent, mesajul transmis de carte merge frontal împotriva învățăturii Sfintei Scripturii. Pentru a putea înțelege această carte aparent confuză, trebuie să o privim din trei perspective. Odată, cartea este un soi de testament spiritual al împăratului Solomon, un tur biografic prin care acesta face o puternică declarație publică cu privire la întoarcerea lui. Așa trebuie privită. Aceasta este una din perspective. O altă perspectivă care ne ajută să înțelegem cartea are de a face cu structura labirintică a cărții. Cartea este ca un oraș împrăștiat pe care vrei să-l traversezi. Are o stradă principală care te ajută să traversezi orașul, dar Solomon în călătoria lui, în expediția lui sub soare, pornește de la strada principală și începe să devieze pe străzi lăturalnice, căutând cumva ieșirea. După o vreme, după ce Petrece o vreme pe străzile naturalnice, își dă seama că nu este loc acolo să traverseze orașul și se întoarce la stada principală, continuă pe ea, după care o ia în altă direcție. Și iară se pierde în alte detalii ale vieții, căutând sensul și menirea vieții. Apoi, din nou se întoarce la stada principală, apoi, din nou, pleacă în altă direcție. Întreaga carte are o astfel de structură labirintică. Așa trebuie să ne raportăm la ea ca să putem să o înțelegem ce vrea să spună, de fapt, Eclesiastul. Și al treia perspectivă despre care am vorbit avea de-a face cu sistemul de referință. Pentru a nu ne șoca mesajul pe care îl transmite Solomon, trebuie să ne aducem aminte, trebuie să înțelegem că toate concluziile lui Solomon din carte sunt trase într-un sistem de referință prestabilit de el. El își autoimpune în călătoria lui, în expediția lui, își impune o limită spațială și el spune sub soare, o limită geografică, apoi spune în timpul vieții mi-am pus inima să, o limită temporală, și apoi spune mi-am folosit înțelepciunea, limita intelectuală. Câtă vreme încerc să descopere adevărul sub soare, în timpul vieții și folosindu-te de experiența și capacitățile tale intelectuale, în această zonă, în acest sistem de referință, cu trei axe, dacă doriți, nu găsești împlinirea. Aceasta a fost călătoria de data trecută, introductivă. Astăzi, Solomon pornește la drum. După ce ne-a spus că viața este o buclă a deșertăciunii, un cul de sac în care te învârți, și te învârți, și te învârți, câtă vreme stai sub soare, Astăzi pornește în călătoria lui, începe să desfacă lucrurile, să ne dea mai multe observații făcute de el. Vă aduceți aminte că am încheiat vinerea trecută în felul acesta. Omul este prea mare pentru lumea de sub soare, Omul este făcut prea mare doar pentru spațiul de sub soare. Dacă cumva ți-ai pierdut drumul sub soare, nu-ți pierde și adresa. Scoate-o din buzunar, pornește către ea, întoarce-te pe strada principală. Ei bine, asta o să începem să facem astăzi. O să călătorim cu Solomon mergând pe niște străduțe laterale încercând să găsească sensul vieții. Ce face viața să merite să fie trăită? Care este profitul vieții? Profit este ceea ce rămâne după ce scoți investiția făcută. Care este profitul vieții? Ce face viața să merite să fie trăită? Despre acest lucru vorbește Solomon. În Eclesiastru, capitolul 1 cu 12 până în 2 cu 26. La acest pasaj o să ne uităm în cele ce urmează. Cu toții avem micile sau marele noastre visuri, nu-i așa? Avem lucruri pe care am dorit să le facem. Câți dintre voi, câți dintre noi, nu avem anumite lucruri la care ne gândim și spunem dacă aș putea să o fac pe asta, ce fain ar fi? Dacă aș putea să sar cu parașuta, ce bine ar fi? Sau, știu eu, dacă aș putea să vizitez lumea, este tot ce mi-aș dori. Sau o croazieră în jurul lumii, ce viață faină aș avea. Fiecare avem micile sau marele noastre visuri. Cu toții credem că dacă asta ne s-ar împlini, viața ne-ar fi frumoasă, ar avea un sens. Ei bine, Solomon era rege Era foarte inteligent Era foarte bogat Putea obține tot ce și-ar dori El mai mult decât ori și cine Avea posibilitatea De a căuta împlinirea vieții Și asta și face, ascultați-l Mi-am pus inima să cercetez Și să adâncesc în înțelepciune Tot ce se întâmplă sub ceruri Iată o necire plină de trudă La care supune Dumnezeu pe fii oamenilor Am văzut tot ce se face sub soare și iată că totul este deșertăciune și goană după vânt. Deja din în acest început, din primele câteva versete, găsim concluzia secțiunii pe care o dezvoltă urte ulterior. Vedem aici ambiția lui de a studia totul, căutarea după satisfacție, vedem rezultatul căutărilor sale, duc aceste drumuri undeva și nu ne spune nici vorbă. Totul este goană după vânt. Dar mai observăm ceva în această introducere. Observăm că oarecum îl acuză pe Dumnezeu pentru truda aceasta fără capăt. Pentru truda omului de a găsi sensul vieții. El spune, iată o îndelenicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Și continuă, ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Sensul vieții sub soare este ca un joc de puzzle. Mi asta îmi spune aceste cuvinte. Ce este strâng nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Ca un fel, viața este ca un fel de joc de puzzle cu 500 de piese, dar care nu are imaginea de ansamblu pe care trebuie să o compui și când le numeri cu atenție, piesele sunt numai 400, nu 500. Toate piesele sunt strâmbe și nu le găsești locul. Iar piesele care lipsesc, nu știi cum trebuie să arate. Nu le poți trece la număr. Cam asta încearcă Solomon să spună dintr-un început. Stai puțin, viața asta este ca un joc de puzzle. Nici nu știu cum trebuie să arate imaginea totală, imaginea de ansamblu și îmi și lipsesc niște piese din mâini. Cum îi dau de capăt? Doamne, de ce ne-ai dat o viață ca un joc de puzzle care nu se poate rezolva? De ce ne-ai dat? Solomon aparent îl învinovățește pe Dumnezeu pentru faptul că am primit o astfel de viață. Și adevărul este că are dreptate. Dumnezeu ne-a dat o astfel de viață ca un joc de puzzle incomplet și fără imaginea de ansamblu. Dar de ce a făcut Dumnezeu una ca asta? Vom vedea la final că Noul Testament are un răspuns pentru această întrebare. De ce ne-a dat Dumnezeu o viață? De felul acesta în care lipsesc niște piese și nici măcar nu știm imaginea de ansamblu înspre ce să ne îndreptăm. Haideți să ne uităm la căutările lui Solomon mai întâi, să vedem unde a căutat el sensul vieții. Și oricum am întoarce-o, există doar trei căi pe care pot să cauți un sens în viața asta de sub soare. Există doar trei căi pe care Solomon le menționează aici. Calea Iluminării adică a educație, a cunoștință, a înțelepciunii, este o cale prin care poți încerca să găsești sensul vieții, calea iluminării, apoi, calea plăcerilor, indiferent de cât de sofisticate sau elevate sau cât de mizerabile pot fi, calea plăcerilor este o altă cale prin care poți încerca să găsești sensul vieții. n are importanță că este vorba de plăcerea de a asculta muzica la Filarmonica de Stat sau într-un subsol mucegăit asculți o piesă cu trei note muzicale care te obsedează acolo. Calea plăcerii este o cale de a încerca să găsești un sens în viața asta. N-are importanță că calea plăcerii poate însemna să bei cele mai fine vinuri, sau că bei spirit filtrat printr-o bucată de pietrofelie de pâine. Calea plăcerilor este o altă cale prin care poți încerca să găsești sensul vieții. Și a treia cale este calea îmbogățirii, a acumulărilor materiale, a capodoperilor ce le poți lăsa în urmă. Și această cale a îmbogățirii poate fi una altruistă. Strâng bani ca să las un fond pentru încurajarea cercetării și a științei sau pentru bursă de studii sau așa mai departe. Solomon ne spune că a avut posibilitatea de a merge pe fiecare dintre ele și finalul fiecăruia a fost unul amar. Ascultați-l, calea iluminării, ascultați cuvintele lui. Versetul 16. Am zis în mine însumi, iată că am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți ce au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc prostia și nebunia. Dar am ales, dar am înțeles că și aceasta este o goană după vânt, căci unde este multă înțelepciune este și mult necaz și cine știe multe are și multă durere. Nu acesta e adevărul? Știm din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin. Cu cât mai educat ești, cu atât mai needucat te simți. Cu cât știi mai multe, simți că mai ai enorm de multe de învățat. Nu observați că tendința este să ne specializăm pe domenii tot mai înguste pentru că îți dai seama că de puțin ne știi chiar și în acel domeniu îngust. Și ne specializăm atâta de tare încât pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Informația se dublează la fiecare 10 ani, spun statisticienii. Căutăm modalități noi de a stoca această informație. Știm din ce în ce mai mult despre din ce în ce mai puțin. Dorința după cunoaștere poate fi o adicție. Nu se mai oprește. Te scoli noapte cu întrebările care ți le pui și mintea ta macină în continuu cunoașterea. Spune Solomon acolo, căci unde este multă înțelepciune, este și mult necaz, și cine știe multe, are și multă durere. Pe mormântul istoricului Peter Morris Green scrie, He died learning. A murit învățând. Sau biologul britanic, fiziologul britanic, Henry Newell Martin, când a primit cea mai înaltă distinție științifică ce se putea primi, a spus, I have grasped a shadow am apucat, am înfășcat o umbră. Asta este concluzia lui, asta este concluzia lui după o viață de cunoaștere. Am înfășcat o umbră. A trăi pentru cunoaștere nu ți împlinește viața. Când mori, totul moare odată cu tine. Și apoi Solomon face un, o deviere mai departe. Nu e așa după o perioadă de intense căutări în diferite sfere, în sferele cele mai de sus ale cunoașterii, și după dezamăgirea rezultatului, tendința este să treci la căutări în cealaltă extremă, calea plăcerilor. Și Solomon continuă. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. De la minte coboară la inimă, de la căutările intelectuale la căutările emoționale. Și continuă în felul acesta. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fii oamenilor sub ceruri și în tot timpul vieții lor. Mi-am adus cântăreci și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucură de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. În tot timpul căutării plăcerilor, spune Solomon, mi-am păstrat înțelepciunea. Mi se pare o observație foarte importantă. El spune, în timp ce, mă, în timp ce inima mă va cărmui cu înțelepciune. În timpul plăcerilor mele, inima mă va cărmui cu înțelepciune. Afirmația este tare. Ce vrea să spună? Eu cred că spune următorul lucru. Și-a satisfăcut toate plăcerile cu cumpătare, în perimetrul moral, nu în imoralitate. Vinul. Am dat vin trupului meu, spune el. Citatul exact este: Mi-am veselit trupul cu vin. Adică am dat vin trupului meu. Nu zice mi-am dat trupul vinului. Am încercat băutura cu cumpătare. Să văd dacă o astfel de bucurie împlinește sensul vieții. A avut 1300 de femei, 300 de neveste, 1000 de țitoare. A întreținut relații sexuale cu 1300 de femei ale lui, atenție, în termeni legali asumându-și răspunderea față de ele. Dacă credeți cumva că mulțimea femeilor este răspunsul, ascultați-l pe Solomon care a verificat. Nu este. Muzica, râsul, distracția e o nebunie dacă este tot ce ai, spune Solomon. Vin femei, muzică și orice a poftit. Nu sunt răspunsul. Toate sunt drumuri înfundate. Calea plăcerilor este și ea o cale înfundată. Pentru că paradoxul plăcerii spune foarte clar, cu cât o gust mai mult, cu atât o experimentezi mai puțin. Și apoi calea realizărilor materiale. El continuă așa, am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădin și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori, mi-am făcut iazuri ca să aud un brava unde cresc copaci, am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cires de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări, am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim, mi-am păstrat chiar înțelepciunea Spune el din nou. Solomon a avut parte de cele mai mari resurse din lume la acea vreme. Tu și cu mine niciodată nu o să avem câte a avut el. Așa că a construit lucruri nemaipomenite. Chiar regina din Seba a venit să le vadă cu ochii ei și ascultați ce a spus. Uimit, a zis Împăratului. Deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus, Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Solomon a îmbogățit lumea, nu doar pe sine. Și totuși concluzia lui este una amară. Citez. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. De ce zice una ca asta? De ce Solomon este deziluzionat de ceea ce oferă cele trei căi? Sunt trei motive pe care Solomon le menționează în continuare. Trei motive pentru care el este contrariat, vexat, tulburat, exasperat. Le-a încercat cele trei căi, a încercat tot ce se poate face pe ele și concluzia lui este, este goana după vânt. De ce trage o astfel de concluzie? Ascultați-l pe el vorbind. Unu, pentru că nu a făcut altceva decât ceea ce și alții au făcut înaintea lui. Își dă seama că nu a făcut nimic original de fapt. Ascultați-l vorbind. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Că ce va face omul care a venit după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Nu a ajuns nici măcar cu un centimetru mai departe decât alții dinaintea lui. Căci alții nu au lăsat în urmă nimic altceva decât a lăsat și el clădiri maestuoase, fascinante, impresionante, dar le-a făcut și alții înainte de el și după el. Solomon este tulburat, exasperat, pentru că își dă seama că oricât a făcut, nu a făcut altceva decât ceea ce alții au făcut înainte de el și vor face și după el. Un al doilea motiv pentru care este exasperat, tulburat, deziluzionat, este că trebuie să lase totul în urmă după ce abia le-a terminat. Nu te poți bucura de ele decât pentru puțin timp. Ascultați-vă, vorbim mai departe. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul, nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au acea soartă. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea acea soartă ca nebunul, atunci pentru ce am mai fost mai înțelept. Și am zis în inima mea, și aceasta este o deșertăciune, că și pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare, totul este uitat. Și apoi, și înțeleptul moare, și nebunul. Al doilea motiv pentru care își dă seama că e gonă după vânt este că lași totul în urmă. Irod cel Mare a construit la Masada un uluitor palat de vară. A murit la șase ani după terminarea construcției. A avut parte de maxim șase vacanțe. Cardinalul Mazaren avea cea mai importantă colecție de tablouri din lume. Și spre sfârșitul vieții a fost auzit plimbându-se printre ele și vorbind cu tablourile. Și a fost auzit murmurând, trebuie să vă las în urmă, nu vă pot lua cu mine. Moartea nivelează totul. Nu contează cine ai fost, nu contează absolut deloc. Poate că numele tău va mai rămâne câțiva ani după tine, dar după aceea tot te apucă uitarea. Atunci am urât viața, spune el, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este de și goană după vânt. De ce este deziluzionat Solomon? Pentru că, de fapt, n-a făcut nimic altceva decât au făcut și alții, n-a făcut nimic original. Este deziluzionat pentru că trebuie să lasă totul în urmă, indiferent ce lucruri grozave a făcut. Și în al treilea rând, pentru că altcineva se va bucura de munca sa. Altcineva bun sau rău spune el în continuare Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a de deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea nu are odihnă în inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Și așa și fost. Roboam a resipit totul. A pierdut 10 triburi din 12. Tot ceea ce a realizat Solomon a fost aruncat pe fereastră. Exasperarea lui Solomon a dus la urârea vieții, dar n-a făcut pasul imediat logic următor sinuciderea. De ce nu? Pentru că știa că este un Dumnezeu care dă viața, pentru că era evreu și știa că viața trebuie undeva cumva să aibă un sens. Eclesiastul nu este ateu, nu vorbește cu dispreț la adresa lui Dumnezeu în niciun loc. De fapt, demersul lui este să găsească sensul sub soare, de fapt, el își radiografiază viața, ne face o declarație publică a modului în care el a căutat sensul vieții sub soare și nu l-a găsit. Este testamentul lui spiritual. Uitați-vă ce am făcut și uitați-vă ce am obținut. Sunt cu pumnii goi. Ca și filozof, trebuia să trag o concluzie. Dacă viața nu-și găsește sensul, împlinirea, nici pe calea iluminării, nici pe calea plăcerilor, nici pe calea realizărilor, atunci care este concluzia filozofului în acest sistem sub soare? În tot timpul vieții și folosindu-ți intelectul. Dacă Dumnezeu este scos din tablou, care poate fi concluzia filozofului? Este următoarea. Fi modest în așteptările tale. Nu te aștepta la prea mult de la aceste trei căi. La viața, nu te aștepta la prea mult de la viața de subsoare. Primește orice lucru bun pe care Dumnezeu ți-l dă și bucură-te de el. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agonisea la lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Observați, după ce a deviat pe căile lui, el spune, nu, viața nu are niciun sens. Singurul sens sub soare este să te bucuri de ceea ce primești de la Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el de omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi de grija să strângă și să adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. În acest sistem, în aceste limite care și le-a impus în căutările lui, sfatul cel mai bun care se poate da unui om, dacă facem abstracție, de ceea ce se află deasupra soarelui. Sfatul lui acesta este, nu te omor căutând să găsești cunoștința, nu te omor căutând plăcerile, nu te omor căutând realizările materiale, caută să fii mulțumit, nu deștept. Caută să fii mulțumit, nu lacom de plăceri, caută să fii mulțumit cu ceea ce primești. Singura soluție pentru viață este să o trăiești. Este concluzia filozofului. Dar oare e să se oprească totul? Nu. Omul este făcut prea mare pentru lumea de sub soare. Doamne, și atunci, de ce ne-ai dat o viață ca un joc de puzzle care nu se poate rezolva? De ce? Doamne, de ce ai supus viața aceasta deșertăciunii? De ce? Din pricina căderii noastre, dar cu nădejdea salvării în ea. Dumnezeu, Solomon are dreptate, Dumnezeu i-a supus pe Fiu omului, fiul oamenilor, la o astfel de trudă, să caute sensul vieții sub soare și să nu-l găsească sub soare. Ascultați ce spune Roma în capitolul 8. Căci firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă, că și ea va fi zbăvită din robia stricăciunii. În momentul căderii, Dumnezeu a închis lumea aceasta, a luat din jocul de puzzle o sută de piese afară, a șters imaginea de ansamblu, și ne-a lăsat cu un joc de puzzle de 500 de piese, dar ai numai 400. Și nici nu știi cum arată imaginea de ansamblu. Dar de ce? Am înțeles, Dumnezeu a făcut-o. Dar de ce? De ce ne-a pus Dumnezeu într-o viață ca o buclă a deșertăciunii, în care ne învârtim în cercuri? Cred că ne-a pus într-o astfel de viață, cred că a luat cele 100 de piese afară și a șters imaginea de ansamblu. Ca să ne scuture un pic. Să ne spună ceva de felul acesta. Hei, chiar nu vezi că viața sub soare nu are sens? Nu vezi că tu ești mai mare decât lumea de sub soare? Nu vezi că sub soare totul este goană după vânt? Uite-te în sus, uite-te deasupra soarelui. Dumnezeu ne-a închis în această bucla de șertăciuni. ca să ne oblige să căutăm, să ne ridicăm ochii în sus. Să ne transmite cumva în toată căutarea noastră după semnificație, după sens. Să se ne transmită cumva că rostul vieții mele și a tale este mai mare decât împlinirea personală, decât pacea lăuntrică și chiar decât fericirea personală. Scopul vieții tale și a mele este mult mai mare decât familia ta, decât cariera ta și chiar decât cele mai ambițioase visuri pe care le-ai putea avea sau planuri pe care le-ai putea avea. Până nu pricepem că am fost făcuți de El și pentru El, viața nu va avea sens, pentru că toate au fost făcute prin El și pentru El, pentru că El ține în mână Sufletul a tot ce trăiește, spune Iov, Suflarea oricălui trup omenesc. De fapt, Dumnezeu ne-a închis într-o lume strâmbă ca să căutăm unde sunt lucrurile drepte ne-a blocat într-o buclă a deșertăciunii spre beneficiul nostru, ca să ne îndemne să ridicăm ochii, să vedem că sub soare nimic nu are sens, este goană după vânt. Și după ce te-ai bătut cu capul de drumul acesta înfundat, să zici, dacă sub soare nu este nimic, unde este ceva? Să-ți ridici ochii deasupra soarelui. De ce nu a găsit Solomon răspunsurile? Pentru că căutările la untrice nu duc nicăieri. Împlinirea personală nu putem găsi în noi înșine. De 36 de ori, în pasajul de astăzi, apar cuvintele eu, mine, mele, mi-am. Știți ce am priceput de aici? am preceput că spațiul dintre eu și mine este prea strânt pentru ca să pot trăi acolo. Înțelegeți? Spațiul dintre eu și mine este prea strâmt pentru a putea trăi acolo între eu și mine. Câtă vreme trăiești între tu și tine, n-ai cum să fii împlinit. Pentru că ești prea mare nu încape acolo, în spațiul acela strâmt. Eul este un drum înfundat. De aceea, de aceea, Iisus spune ce spune Eclesiastul. Și la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Nu vă strângeți comor pe pământ, continuă el, unde le mănâncă molele și rugina. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri, cunoașterea, plăcerile, realizările, vă vor fi date ca și bonus. Aici este secretul. Nu este nimic imoral cu iluminarea, cu plăcerea sau cu îmbogățirea. Ele devin rele doar dacă ocupă locul întâi în viața ta. Dacă Dumnezeu are locul întâi, toate celelalte cad la locul lor, sunt subordonate lui. De aceea, creștinul nu trebuie să fie unul neinteresat în educație, în cunoaștere, deși prea mulți dintre ai noștri disprețuiesc și descurajează educația. Dar ambiția și strădania de a ne face un nume vin din nevoia lăuntrică, legitimă, de semnificație. Este partea chipului lui Dumnezeu în noi. Tragedia începe nu cu căutarea cunoașterii, tragedia începe odată cu alienarea noastră de Dumnezeu în timpul acumulării de cunoștințe. Creștinul nu trebuie să fie unul neinteresat în educație. Creștinul nu trebuie să fie un ascet. Deși unii pretind că orice plăcere este deșuchiată. Dar capacitatea de a simți plăcere este instalată de Dumnezeu în noi. Plăcerea este ceva legitim. Problema apare atunci când ne satisfacem plăcerile în momente sau în cadre sau în măsuri nelegitime. Dumnezeu a inventat plăcerea. Problema este când o terfelim. Creștinul nu trebuie să fie nici neinteresat în cunoaștere, creștinul nu trebuie să fie nici un ascet Creștinul nu trebuie să fie nici neinteresat în realizări materiale, deși unii demonizează aproape orice acumulare de bogăție. Problema este când viața ți se reduce la bogăție. Problema este când postești bogăția, cum spune Pavel în 1 Timotei 6. Problema este când iubești bogăția cum spune autorul epistolei către evrei, în Evrei 13. Problema este când slujești bogăția, cum spune Domnul Isus în Matei 6. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Așa că în încheiere, dacă reușești să pui această viață în perspectiva ei corectă, te poți bucura de ea la maxim, fără să fii robul ei. Iar moartea nu te va speria că îți va lua tot ce ai, ci te va bucura că te vei vedea cu cel ce ți-a dat totul. Nu vei trăi pentru darurile ce le primești, ci pentru dătătorul de daruri. Aici este diferența între Solomon și Isus între căutarea lui Solomon sub soare și mesajul lui Isus despre deasupra soarelui. În limita aceasta de sub soare, singura concluzie care o poți trage este cea lui Solomon. Bucură-te de ceea ce Dumnezeu îți dă punct. Concluzia lui Isus sună puțin diferit. Bucură-te de Dumnezeu și te vei bucura de tot ceea ce el îți dă. Aceasta a fost prima incursiune a lui Solomon, prima deviere de la drum, dacă vreți, încercând să găsească rostul vieții.